ce-ar fi dacă toată ziua aș mânca absolut tot ce este alb, m-aș îmbrăca doar în alb și aș folosi doar lucruri albe? Cine știe ce poate mai pușe alb? La lactat tot e alb. Alb, alb, eu aș spune. Noi, nu-i bune. Uite, de motiv că ești în alb, dă-ți luăm noi niște flori albe și te dăm la o fată pe stradă care la fel îți fie în alb. Prieteni, salutare la toți! Astăzi, în acest video, 24 de ore să mâncăm tot ce este alb. Eu știu că vă place tare mult rubrica asta, de ce? Eu special azi m-am îmbrăcat în alb. De ce? Tot ce vedem, toate produsele care îți fie în alb, trebuie să ajungă și în stomacel. Eu nu știu ce produs ne găsim, dacă să ne scurcăm cu un genie provocarea asta, așa că nu o spertim voi, nu uitați să abonați acest canal, să puneți un like, chiar noi începem. Băi, noi să începem cu prima noastră masă. Suntem în apropiere de McDonald's și, acolo sunt tare slabe șanse să ne găsim ceva, dar trebuie să mâncăm, anume trebuie să fie alb. Iar mai întâi de a comanda, noi trebuie să vedem ce au ei în meniu de culoare albă, la care am găsit doar un donut cu vanilie care era deasupra cu ciocolată și la fel o prăjitură asemănătoare. Iar nouă ne trebuie mai ales ca prima masă să fie doar alb. De ce am decis să iau un milkshake în care este înghețat de vanilie și este ceea ce ne trebuie nou, anume să fie alb curat. Și pe lângă asta este foarte rece, cum nu prea iubesc eu. Băi, uite, noi și am mers pe drum și ne-am văzut niște prășințele, ele sunt albe aici. Noi am ușa să luăm una cu prune, cred că este prune și vișină. Ei dat cu un fel de praf deasupra aia, alb. Aluatul nu e alb, dar deasupra e pare alb. Așa că putem să o clasificăm pentru noi. Uite cum arată ce înăuntru. Jumate goală. Băi, dar e bună. Fundat la mașină albă, tot în alb, cel la magazin, acolo să luăm mai multe produse albe. Tot ce o să vedem, tot o să luăm. Știi care e chestia când? E ca ouăle sunt albe, ele sunt albe atunci când sunt fierte. Dar ele în magazin sunt crude. Eu nu știu cum e făcut în cazul, da? Dar să iau un ou care coaja e albă și să albiu crud, tot n-aș vrea. Cine știe ce pot mai pus alb? De la combinațiile noastre. Prima ciocolată care noi vedem, aici e albă. Nu, ambalajul e alb. Noi tot ce vedem că e alb, aici e tot și luăm. Respectiv popcornul nostru care el e alb, chiar dacă ambalajul e albastru, el înăuntru e alb. Noi să luăm un iaurt, aici mare parte la lactat. Tot e alb, și iaurturile, și ouă, și laptele, și tătătătătă. Diglate, care el tot la noi vine alb, brânzica noastră dulce. Și aici este o salată cu ton, e albă aici. Albă, alb, eu aș spune. Am ușa să noi să luăm 100 de grame, cred. 100 de grame de salată cu ton. De ajuns așa. Da, asta e tot. Spate, vă rog, o filie de tort. Da, mersi foarte mult. Tortușor nostru care e alb, uite, bă, și alb chiar. Noi să începem aici cu salata noastră, pentru că mare parte și tot e dulce. Sau e sărat, cum popcornul nostru. Ia-mi dă-s nimic pe noi. Băi, el miroase aici, nu șapă, miroase a pești, ton, da. Nu chiar îmi place cum miroase el, dar am un judean la gust. Asta nu șapă, este cașcaval, mă, tipă. Nu, nu-mi place. Nu-i bună. Eu nu știu de salată, Steana. Nu vrei să încerci? Hai că oamenii zic că mă strâmb aici, așa că știu să vezi, că nu-i bună. De la băi, deci asta și salată, eu nu știu cu dânsa. Eu mă gândeam că acolo e maioneză, ceva, dacă n-am văzut că miroasa pește, dar pește parcă un fel e stricat miroase. La salată nu trece mamăia la dulce. Eu nu mă îndoiesc să nu știu, bă. Bun. Să rea ceva? Și obiectiv la murdărit. Nu, băi, tortul e bun. Cu bubiță de poamă. Vezi, cu tortul ăsta l-am înțeles care e treaba. Noi mai mergem la ciocolata noastră. Băi, ambalajul la dânsul e alb. Am noi să vedem cum o să știu înăuntru. Sunt tare că e așa bă ca fine aici, ca orice ciocolată. Da, și e înăuntru e așa. Cum crezi? Sau considerăm după ambalaj că e alb să mâncăm? Nu, așa e. Am luat noi ciocolată degeaba. Dăm măcar noi să rupim, poate înăuntru are ceva cu alb. Cine știe? Ia să vedem. Nu, înăuntru așa nu. Ia noi să vedem biglaticul nostru. Cum crezi? Asta e albă? Chiar dacă ambalajul e alb. Ia, băi, asta e alb, băi. Asta trebuie să fie dulce. Este un fel de prânz. Eu de mult timp n-am mâncat așa ceva. E dulce, tocmai. Are stafide aici înăuntru. Băi, dar noi mâncăm de dulce aici și băgăleu. Chestia că noi nu putem să luăm apă. Noi am luat aici iaurt în loc de apă pentru noi. Eu nu știu dacă putem noi potoli setea cu băutura asta. Băi, el așa de sățuos, dator tare rebit dânsul. Ia, să vedem mai departe. Da, băutura la noi e albă. Băi, și de dulce, dă-l-o mai. Oleac, oleac, spate putoli setea cu iaurtul ăsta. Și cel mai interesant, am ușa la popcorn. El vine cu cașcaval, popcornul e alb. Dar dacă el e cu cașcaval, de mai mult bate spre oranj. Am ușa să vedem cum o să fie sau nostru nume. Băi, el vine la noi așa, oranj. Pentru că e cașcaval, cum și noi am spus. Sprinește al doilea produs care nu putem să-l mâncăm, pentru că, băi, nu-i culoare albă. Băi, ăsta e cafenie, băi, ăsta e oranj, mai scurt. Am dat bani degeaba, noi ce? În continuare să dăm amuia, să vedem în local ce produs mâncare putem să luăm și să-i dăm bătaie acolo. Care e chestia? Nu trebuie mâncare albă nume. Din câte văd, din tot meniu, aici avem mâncare numai supa cremă, care în interior ei vine albă supa. Și din băuturi, noi putem să luăm un Andes Shakes, care la fel este alb. Aici nu e înghețat, ca voi să înțelegi. Văd consistența e altfel, așa că ne interesează. Băi, dar să facem așa o combinație, un shakes cu supă cremă. Eu nu știu dacă mai mâncai cineva așa, dar noi trebuie să mâncăm, pentru că, băi, tot trebuie și alb. Noi ne-a dus aici milkshake-ul nostru, care la fundul care ceva cu roșu, nu știu, căpșună. Și paiul nostru, băi, ia uite ceva, dă-ți arăt. Am schis paiul nostru și el aici în capăt, el e tochit. Îmi spui și tu nea cum eu sugamuia? Ia-te, el e tochit, el n-are gaură aici. Eu nu pot trag el, eu, te vezi? Ce-ați adus să vă rog alt paie, ăsta e topit, nu știu ce cu dânsul. Da, sigur. Da, mersi.
Băi, este gustos. Față de acela care este... Mersi foarte mult. Față de acela care e la McDonald's, e mult mai bun. Mai bine, dar vezi că și mai scump, băi, 40 ceva lei, dacă mă greșesc, 45 lei pe mensul. Asta tot așa ești consistență. Ca înghețat în maculeacă e și mai tupit. Mulțumesc. Așa ești înghețat. Și am mai zidem noi supa noastră, care e, e albă înăuntru. Băi, dar supa asta, asta e nostalgie la mine, băi, cu supa asta, de când am mâncat-o. N-are cum să nu-ți placă, mai ales cu șperci, carne de pui aici vine. Să fiu acasă, eu aș mânca și toată cutia asta care e din afară. Băi, că asta e pâine. Eu nu mănânc tata. Băi, nici nu s-a schimbat. Și aici pot spun, șeicul nostru, el nu merge deloc cu supa asta noastră. Tu mănânci pâinea asta? Serios, tu mănânci pâinea asta care ți vine sub cremă? Eu niciodată nu mănânc. Dacă am un sos, o mănânci pâine. Cam ei și o vedem că mă cățucă de pâine. Păi ești sos aici. Și dacă tu iau de pe împărțuri, ok, iau, pop. Scriți vă rog în comentarii cum mâncați voi supa cremă. Eu nu înțeleg. Eu, de exemplu, eu nu mănânc pâinea asta care n-apar, numai capacul deasupra. Maxim spune că el mănânc tot împreună cu lemnul Steana care vine. Tot cu lemn. Noi sternăm cu măsuța noastră și ne-a venit așa o idee interesantă, care am ușa zis și o să facem noi. Băi, băi, noi acum am ajuns aici la niște florării și eu văd flori albe. Și ne-a venit dat în cap, des luăm noi niște flori albe și le dăm la o fată pe stradă care la fel o să fie în alb. Eu cred că asta este ceva tare interesant. Dar noi să luăm ceva normal, eu ce buchet frumușel de trandafiri albi. Am ușa noi să-i luăm, așa vreo 7 bucăți, dacă tu să înțelegi. Ne-am plăcut tare, chiar tare fain arată. Mersi mult, băi. Și trebuie să căutăm aici pe Ștefan cel Mare, o domnișoară. Nu contează, în rochiță, în scurtiță, cum vrei și e important să fii în alb. Rochi din ireață? Păi, până am ca să iau buchet, cât fete vedem în alb. Am nu văd nicio fată în alb. Mai mulți culori de steană, roșii și așa mai departe. Salut, spate o clipă. Vorbești română? Da. Uite, de motiv că ești în alb, atât de frumos ca florile este albe, am de ce să dau ție buchetul ăsta. Grandafir. Suntem acum la Shopping Moldova, în Cenș, luăm acolo produse albe care sunt. Acolo sunt toate împreună, pe noi asta ne ajută foarte mult. Încă o să fii toate alături, așa o să alegi anume produse albe, ca noi să încercăm. Ca să înțelegeți, unicile produse care nu le-am găsit albe este kebaburile, shawarmile, la mine este Havana în cazul dat și am dat comandă și de Kushman Lugubuz, care tot la fel vine albă și deasupra presurat cu ciocolată. În rest, alți produse albe nu găsesc aici, în fast food-uri, sushi și așa mai departe. La noi de-am trebuie să vină amul și Kushman noastră, între timp eu asemenea că închez rășești Havana noastră. Băi, 55 de lei și a doua 35 de lei, măi, chiar e bună. La banii lui se merită tare gine. Eu mă așteptam că noi găsim multe produse aici albe. La McDonald's de noi am pot și noi suntem să intrăm, am luat acolo un milkshake. La Andes, care este tot aici, noi l-am luat sub cremă și de-am urez care a rămas KFC-ul n-ai și de acolo, în masosul, maioneză și altă ceva nică și tot așa mai departe. Deci, majoritatea sunt fast food-uri. Mă rog de la bașul ăsta că el e alb. Nu poți la bașul alb, că n-aveți noi să luăm kebab sau toate șaurmele astea. De data asta are puțin sos. Veni și cușma noastră de la Guguță. Ia uitați voi cum arată la noi. 55 lei pe așa ceva. Eu credem că sparul ăla mai mare el. La orice caz, e vine albă. Nu, evident că presurat cu ciocolată, dar ei albă aici, că voi să înțelegi. Eu nu știu ce spune Kushman Lugubuz, fiindcă astea sunt blinele obișnuite. Alții mei spun blincike, cum le place la moldoveni. Bă, dar ele smoit tare aici. Ia să vedem una. Bă, da, tare frumoasă. Smântâna asta deasupra nu prea îmi place cum e făcută. Smântâna asta e tare stranică. Și încă și mult pus, ca să înțelegi. Eu credem că și mai gustoasă. În alte localuri, ele sunt tare bune. Mult mai bune, crede-mă. E, dar 55 lei pe dânsele. Eu n-am gustat. Și parcă ai impresia că e precalt și sosul ăsta n-a curge aici. Scriți în comentarii cum credeți. Și produse, aș mai putea să mănânc produse de culoare albă numai. Tătă ziua asta aș magneză ori asta. Și produse pas mai fiecare putem să le întâlnim. Băi, nu, serios, asta chiar e tare rău. Mama, cu mult mai bun faci ca asta. Mai gândi să mănânci acasă decât să ai să mănânci toate chestiile astea care nu loc. Păi, noi am ajuns la ultima noastră masă, care trebuie să o luăm, de culoare albă. Aici ai văzut că este taxi blu, poate am găsit la dâns ceva. Noi am comandat aici niște pelmeni, uitați-le la noi venit, cum arată. Băi, eu aș spune că ele sunt albe, adică crudi, în stare crudă sau albe. Și am o culoare deschisă și avem sos care la fel este alb. Smântână, dacă nu mă greșesc. Aici e mult ca parte zgomotoasă. Eu sper că eu o să mă uit ceva. La noi carne, dacă nu mă greșesc. Băi, pelmeni obișnuite, care 75 de lei la pedunțele. Deci, uite câte pelmeni, băi, 300 de pelmeni, deci nici o mână de pelmeni, 75 lei. La banii ăștia luam două pachete, 500 de grame, că văd, un kilogram pelmeni luam. Le facem frumos acasă. M-am zis eu că ați mâncat pelmeni, de la mai. Pelmeni local am niciodat n-am mâncat. Acasă am încercat, dar local. Deci, așa tare când te muzi casa, nici nu te auzi să zic cineva să discut, nici nu te auzi normal. Mâncărul care noi le-am avut astăzi, eu aș spune că nu a fost chiar și niște și rău. A fost destul de interesant produsele, anume albe, mai ales buchetul nostru de culoare care a fost tare frumos. Voi scrieți în comentarii și culoare voi vrea ca noi să încercăm, în primul rând, altă culoare în următorul video. Care comentarii strâng mai multe like-uri, cu acela de respectiv noi să dăm bătaie și o să facem ideea următoare culoare care voi să spunem. La noi între timp și când aici dăm balan, mâncăm niște pelmeni și... Ia uite. Și...
Eu mai bine le prefer prăjite, pelmeni dacă se le mănânc. Pierte nu prea. Și mai tare îmi plac astea cu brânză, prăjite și cu brânză. Dacă n-ați încercat, luați, încercați, o să vezi ce de bune. Mai n-am făcut-o. Noi am finisat cu pelmenii noastre. Păi mulți cază mine ce mă urtesc tare. Prieteni, sper mult vă a plăcut acest video. Voi nu uitați să vă abonați la acest canal, puneți un like, lăsați ideile voastre în comentarii, noi le analizăm și dăm bătaie. Așa că noi ne vedem în videoul următor.